31 decembrie 2015, instanța compusă din președintele Angela Catană, grefier Cristina Cuceanu, examinând contestația domnitei Cimurtan împotriva procesului verbal privire la contravenții din 24 octombrie 2014 și ordonanțe procuraturii centru din 10 noiembrie 2014, în temei articolul 448, 460 și 462, instanța hotărât se admite contestația depusă de către domnica Cimurtan, se anulează procesul verbal cu privire la contravenții din 24 octombrie 2014, întocmit de agentul constatator al Inspectoratului de Poliție Centru în privința domnicei Cimurtan în baza articolului 353 alineatul 2 și se anulează ordonanța Procuraturii Sectorului Centru din 10 noiembrie 2014 privind sancționarea domnicei Cimurtan în temeiul articolului 353 alineatul 2. Hotărârea cu drept de recurs în termen de 15 zile în curte de apel se semnează cu hotărârea integral motivată și ședința se declară închisă. Ura! Zi, mulțumesc, sau ba, da, prost. Da. Mulțumesc, felicit. Ei, da, dar pe ești... judecător, dar pe ești în birou unui judecător, pe știm. Trebuie să zici, ba, da, prost. Spurt mâna. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu mă mai timp trebuie să semnez, da. Iar cu gunoi? Păi da, iau-te, câștig de cauză! Da. Dar ei nu te-au amendat pentru gunoi, ci pentru că ai sărit la bătaie la polițești. Nu mai ești pentru gunoi. Da? Da? Nu ți-i minte. Și mai ai un dosar, da. Ești Lămurești întâi și a fost protestăm. Serios, am protestăm la Procuratura Generală, da. Sau mai stăm aici și mai uităm la... Da, asta pentru că am sărit la bătaie, da! Da, deci, putem să fim deci, poate de bătut polițești. Cu obiect contundent. Stai, dacă încă nu-i definitiv, zicem și-o zic curtea de apel, iar. Eu cred că ei, poliția, o să conteste, bineînțeles, pentru că eu trebuia să justifice. Mai ales că ai părți vătămate acolo, zuzuri da, cu mulți. Da, sunt părți vătămate de 2 metri pe 2 metri, da, să spun că i-am bătut. Și sper curtea de apel să-și mențină decizia doamnei Catană. Hai să vedem.